Felicitări, Mihai! Ești cu adevărat o comoară pentru părinții tăi și pentru publicul ascultător. Mihai este elev în clasa a 8-a, la clasa de pian, în cadrul Liceului de Arte Hariclea Darpe Brăila. Felicitări și îndrumătorului de pian, profesorului Vlad Ionuț Cristian. În vremurile când scrisul depășește cu mult cititul, Adriana Bogatu reușește să aducă în suflu nou în literatura română prin bogăția de metafore cu care înveșmântează textele, atrăgând ca un magnet publicul cititor. Cel mai locvent exemplu sunt cărțile sale, atât de căutate în librăriile din țară și nu numai. Dau cuvântul doamnei profesor Adriana Bogatu, scriitoare și jurnalistă, membra Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Suntem onorați să ne fiți alături astăzi, când Dragoș F. Voicu își lansează primul său volum de versuri. Vreau să fac o mică precizare. Mi-ar fi mai ușor să zic Dragoș Voicu, dar în Brăila mai este cineva cu același nume, Dragoș Voicu. Și atunci... Da, un scriitor, asta vreau să zic. Și atunci sunt nevoită să specific acel F de la numele tatălui. Oricum, doamna Bogatu. Bună seara și e o bucurie. La mulți ani, în primul rând, e Ziua Internațională a Poeziei. Și, la urma urmelor, ca români, toți suntem poeți. Felicitări domnului doctor Voicu, în primul rând, pentru provocarea acestui volum. E a cincea carte din serie și nu e puțin lucru să publici cinci volume și să ai capacitatea de a te regenera tematic și stilistic. Pentru că, într-o epocă în care toată lumea poate să publice orice, oriunde, oricând, cred că nu numai timpul decantează, ci și capacitatea noastră de a ne autocenzura atunci când scriem. Domnul doctor Voicu, pentru că pentru mine e domnul doctor Voicu și dumnealui și tatăl dumnealui, pe care îl țin minte încă din copilărie, scrie cu luciditatea chirurgului. Scrie cu luciditatea chirurgului și nu e o asociere deloc gratuită în raport cu poezia, cu luciditatea chirurgului care știe să-și folosească bisturiul, lăsându-l să taie până acolo încât să nu facă rău. Apoi se lasă să sângereze în fața dumneavoastră, a cititorilor, pentru ca după aceea, după ce sângerarea aceasta terapeutică și eliberatoare consideră domnia sa că s-a încheiat, să-și facă o hemostază și să se pregătească pentru următoarea poezie. Vedeți, dumneavoastră, vorbim cu toții despre poezie, care înseamnă înainte de toate sensibilitate. Și suntem contemporanii unui timp în care sensibilitatea devine de foarte multe ori o formă de vulnerabilitate. Ceea ce mi-a plăcut mie cel mai mult la acest volum este că domnul doctor Voicu nu își ascunde vulnerabilitatea. Dimpotrivă, volumul acesta își lasă toate sensibilitățile la vedere odată cu autorul. Și mi-a plăcut iarăși foarte mult, am să repet ce mi-a plăcut în acest volum, faptul că te poți apropia de această carte și în momentul în care o deschizi, ea seamănă cu o haină căreia, într-o rază de soare, îi poți intui niște țesături fine. O pui pe tine și ele nu se mai văd. Asta îmi place de obicei la scriitorii care vin din cultura lor personală, din cultura familiei, nu din ostentația aceea a maldărelor de cărți pe care le fotografiem pe Facebook, iată cât am citit. Nu, în volumul acesta se poate vedea ca într-un remene, dacă îmi permiteți să mă apropii, fiecare dintre capilarele sufletului domnului doctor, care
Pot să vă spun acum, de dincolo de catedră, că a citit și Elitis, a citit și Rilke, a citit și Nichita Stănescu, a citit și Geo Bogza, a citit și Eminescu după frază și pe toate, după aceea, le-a așezat într-un creuzet din care a ieșit această poezie. Este o poezie care are ca supratemă timpul, timpul care e bine că trece prin noi, da, și nu pe lângă noi, dar este în același timp un volum de iubire, pentru că, pentru prima dată, provocarea pe care am avut-o a fost de natură morfologică, uitându-mă la titlu. Vorbim despre latinescul verbal a iubi sau despre adjectivul românesc amare. Mie îmi place să mă gândesc și la amarele latinesc și la amarul nostru, pentru că până la urmă ce e iubirea dacă nu o reuniune a tuturor trăirilor pe care dumneavoastră le prindeți aici și dacă vreți, într-o, probabil că fetele, artistele noastre consacrate și e o mare bucurie să le revăd aici, aveți niște copii aici cu care orașul acesta se poate mândri deja de ceva timp și mi-e foarte drag să-i revăd de fiecare dată. Revenind, vă spuneam că această poveste, pentru că până la urmă fiecare carte este o poveste, fiecare carte este un labirint. Depinde dacă în acest labirint ai șansa să intri găsind firul Ariadnei ca să te duci spre ieșire sau dacă te rătăcești și rămâi blocat acolo. Ei, vedeți, în cărțile de proză, poți să fii râu, poți să fii mare, poți să fii ocean, ai libertatea de a te manifesta, de a scrie, da, liber. Poezia, zice Nichita Stănescu, este un semn al minții. Poezia te obligă să-ți aduci toate sentimentele și să le torni într-o formă prin care să provoci cititorul. El nu mai este alături de personaje, nu mai este alături de narator, e față în față doar cu vocea ta lirică și de aici încolo trebuie să-l ajuți să se descurce. Sau să nu-l ajuți deloc, să-l provoci să intre în întunericul labirintului și să se lase foarte mult chinuit de Minotaur. Poezia de iubire a domnului doctor Voicu este, am numit-o eu, citind de mai multe ori textele, o poezie de Ana și Manole care se zidesc reciproc. Din punctul meu de vedere, e un joc al reciprocității sentimentelor. Mi-am ales niște texte, dar nu vreau să le deranjez pe artistele care urmează să citească, pentru că nu știu ce și-au ales ele și n-aș vrea să ne suprapunem aici. Dar jocul acesta de a Ana și Manole în toată poezia din acest volum este foarte provocatoare. Iar la final descoperi că, de fapt, sfârșitul jocului este surprinzător. Este o poezie despre statornicia iubirii. Într-o lume în care putem spune orice despre iubire, numai că statornică nu este. Îmi place curajul domnului doctor de a se juca postmodernist cu textele. Îmi place felul în care se lasă la vedere și felul în care nu vă dă cheile, da? Doar vine și vă sugerează cumva printr-un titlu care ar fi mesajul pe care încearcă să vi-l transmită. Și după aceea, de multe ori puteți vedea, citind textele, că mesajul este o altă fotogramă decât aceea pe care, acelea pe care le stârnesc textele. Mi-am notat, n-am să spun decât titlurile, Cristina, promit, da? Așa. O poveste. Nu știu dacă voi ați ales-o. Eu aș fi pus această poezie la începutul volumului. Pentru că ea este ceea ce definește acest volum. Este propria dumneavoastră poveste. Este spusă într-un fel în care după aceea se leagă foarte frumos de fior, da, cu care aș fi încheiat volumul. Și
i-aș fi lăsat pe cititori dumneavoastră să se gândească la lumea aceea pe care presupun că o reconstruiți atunci când stingeți lumina după fiorul pe care îl expuneți aici. Aș putea să vă vorbesc despre stilul, despre structura cărții, dar nu ăsta este rolul. Rolul fiecărei lansări de carte este să apropie cititorul de text. Despre celelalte lucruri va scrie istoria literaturii române. Ceea ce este însă demn de subliniat este că într-o lume în care, repet, toată lumea se grăbește să scrie, și asta mi-aduce aminte astăzi de Caragiale, care spunea că cel mai greu lucru pentru un român care se pricepe citi este să abțină să scrie, domnul doctor se regenerează, cum spuneam, lasă viața să-i bată la ușe, îi deschide și până la urmă ce este literatura dacă nu viața prinsă în insectarul unei foi albe de hârtie. Iar după aceea închide ușa asta și se întoarce în sine. Tocmai de aceea apreciez faptul că, deși cărțile fac parte dintr-o serie, ele nu seamănă între ele. Nu sunt livrate ca într-un magazin de chinezării literare. Sunt cărți care adună, da, gânduri albastre, pot să le spun, și probabil că nu întâmplător ați ales culoarea asta, între coperți și dincolo de momentul în care ați închis această carte, rămâne taina literaturii, momentul acela de sinceritate, când tot ceea ce am citit se întoarce altfel în noi și din noi. Pentru că atunci când citești o carte, când deschizi o carte, o știți cu toții, fiecare dintre noi se transformă. Niciunul nu mai este același de la începutul lecturii. Vă felicit! Vă felicit de multe ori și vă rog, scrieți mai departe. Pentru că faceți parte din specia aceea rară de bărbați cărora nu le este rușine să-și arate sensibilitatea și nu recunosc în asta o vulnerabilitate. Dimpotrivă, mi se pare că este forța pe care o aveți deasupra tuturor. Felicitări! Vă mulțumim, doamna profesoară, ca de fiecare dată, la obiect, și avem multe de învățat.